Ziua de miercuri a fost una cu emoții pentru echipele calificate în faza grupelor Cupei României. Politehnica Iași, Fece Botoșani și Oțelul Galați și-au aflat adversarele pe care le vor întâlni în această fază a competiției. Se anunță dueluri tari și interesante pentru fiecare dintre ele, precum și pentru secund divizionara Ceahlăul Piatra Neamț. Componența completă a grupelor Cupei României este următoarea. Din grupa A fac parte Rapid București, Cefere Cluj, Ceahlăul Piatra Neamț, Fece Botoșani, Cesea Fumați și Fece Argeș. Grupa B le regăsește împreună pe Fecesă pe Universitatea Craiova, Petrolul Ploiești, Dinamo București, Agricola Borcea și Metalul Buzău. Din grupa C fac parte UTA Arad, Farul Constanța, AFC Hermannstadt, Politehnica Iași, Unirea Ungheni și CS Sănătatea Cluj. Iar grupa D este alcătuită din Oțelul Galați, Oișca Șep și Sfântul Gheorghe, CSM Reșița, Cikseret Damiercuaciuc, Râmnicu Vâlcea și CSM Unirea Alba Iulia. Meciurile pentru reprezentantele Moldovei din Cupa României se vor disputa în felul următor. În prima etapă, Politehnica Iași va întâlni pe teren propriu pe Uta Arad, iar Fece Botoșani va primi pe municipalul din nordul Moldovei vizita celor de la Rapid București. Oțelul Galață va deplasa la Miercurea pentru duelul cu Cixereda, iar Ceahleul Piatra Neamț va merge la Afumați. În cadrul etapei a doua, Sănătatea Cluj se va duela pe teren propriu cu Politehnica Iași. Fece Argeș va primi vizita celor de la Fece Botoșani, iar Oțelul Galați se va deplasa la Râmnicu Vâlcea. Stadionul de sub Pietricica urmând să găzduiască un duel interesant între Ceahleul Piatra Neamț și CFR Cluj. În cadrul etapei a treia, Politehnica Iași se va duela la Sibiu cu AFC Hermannstadt. FC Botoșani va merge la Piatra Neamț pentru a disputa meciul contra Ceahlăului, iar Oțelul Galați va primi la malul Dunării vizita celor de la Oeșca, Șep și Sfântul Gheorghe. Datele și orele de disputare ale partidelor din faza grupelor Cupei României vor fi anunțate ulterior.